Hollywoodul nu a mai văzut o asemenea nuntă, scrie presa americană despre căsătorie dintre fiica lui Eldar Osmanov cu afaceri în energetică și a fiului lui Albert Avdolean, oligarh cu business în telecomunicații. Mii de flori, buchete și compoziții floristice au înfrumusețat intrarea, holul, scările și sala unde anual vin starurile de la Hollywood pentru a-și primi Oscarurile. Pentru decorul exclusivist s-ar fi cheltuit jumătate de milion de dolari. Totul a fost unic și irepetabil, până și invitațiile la nuntă au fost neordinare. Oamenii au primit câte o servietă în care era un Oscar, o invitație din aur și un filmuleț de la Miri. Rochia miresei a fost de o frumusețe amețitoare, au scris pe rețele unii dintre invitați, cu un voal și o trenă imensă din dantelă fină și încrustată cu sute de cristale. Ceremonia a fost moderată de vedete TV Xenia Sobchak și Andrei Malahov. Invitații au dansat pe ritmurile interpreților Stas Mihailov, Nicolae Baskov, Jason Derulo, iar invitatul surpriză a fost excentrica Lady Gaga. Doar pentru onorariile artiștilor s-au cheltuit aproape 2 milioane de dolari, scrie presa rusă, iar zborurile și cazarea invitațiilor la fel au fost achitate de către Miri. O nuntă asemănătoare, doar că un pic mai modestă, a avut loc anul trecut, când magnatul petrolier rus Mihai Guțeriev și-a căsătorit fiul, iar la nuntă a cântat și interpreta Jennifer Lopez.